Arhiepiscopia Bucureștilor are de astăzi 16 noi duhovnici. Aceștia au fost hirotesiți de preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în urma absolvirii examenului de duhovnicie. Doi ieromonahi și 14 preoți de mir care au absolvit examenul de duhovnicie au primit astăzi hirotesia întru duhovnic. Slujba a fost oficiată de preafericitul părinte patriarh Daniel în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. În cuvântul rostit, întâi stătătorul bisericii noastre a subliniat importanța pregătirii în vederea hirotesiei întru duhovnic. Pregătindu-vă pentru acest examen de duhovnicie, ați citit foarte mult și cunoașteți care este rânduiala acestei slujbe apostolice, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos a dat mai întâi puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor doar Sfinților Apostoli și ucenicei săi. Iar ei au transmis această putere duhovnicească episcopilor și în primele veacuri episcopii erau părinții duhovnicești care acordau dezlegare de păcate în urma pocăinței credincioșilor. Mai târziu, înmulțindu-se comunitățile creștine, au fost hirotoniți preoți și cei mai vârstnici și cu mai multe experiențe dintre preoți au primit și această slujire de a fi duhovnic sau părinte duhovnicesc și de a dezlega păcatele oamenilor care se pocăiesc pentru aceste păcate. La noi, în general, marii duhovnici erau în mănăstiri, pentru că la mănăstiri erau singurele școli de teologie care îmbinau cunoștințele biblice, patristice, liturgice cu experiența duhovnicilor, experiența pastorală. Mai târziu, în secolul al XIX-lea, au început să apară seminarele teologice în care cultura teologică se dobândea timp de mai mulți ani, nu doar 6 săptămâni, cum era înaintea practica de urmat de către cei care erau hirotoniți preoți. Iar mai târziu au apărut și facultățile de teologie, astfel încât unii dintre preoții noștri au studiat 5 ani de seminar, 4 ani de facultate și se consideră că au mai multe cunoștințe. Dar totuși o verificare practică acestor cunoștințe se face prin examinarea aceasta, care este diferită de examenul de licență pe care deja l-ați dat când ați terminat studiile teologice. Aceasta este o examinare de orientare pastorală, și anume modul de aplicare al cunoștințelor teoretice în cazuri practice. Și deci noi am considerat că este de mare nevoie această pregătire și acest examen care se încheie cu primirea unui certificat de hirotesie întru duhovnic. Preafericirea sa a explicat ce sunt normele pastorale sau sfintele canoane. Sfinții părinții ai bisericii, atunci când biserica se confrunta cu învățături greșite, s-au adunat în sinoade locale sau sinoade ecumenice a toată lumea și au statornicit învățătura de credință ortodoxă în dogme, iar normele de viețuire creștine ortodoxe au fost statornicite prin sfinte canoane. Deci sinoadele ecumenice ofereau pentru orientarea credincioșilor ca normă definiția dogmatică adevărului de credință sau orosul sau dogma, dar pentru viețuirea creștină, care uneori trebuia întărită în fața unor rătăciri, ei au fixat norme pastorale numite și sfinte canoane. Deci normele acestea pastorale înseamnă o normă de conduită, de trăire creștin-ortodoxă în biserică. Aceste norme pastorale sau sfinte canoane s-au adăugat de-a lungul timpurilor potrivit nevoilor și situațiilor noi care au apărut. Unele arată instituții care
existau în vremea respectivă, altele arată situații diferite, în împrejurări diferite. Dar Biserica Ortodoxă menține ansamblul Sfintelor Canoane și se inspiră din aceste canoane ale sinoadelor ecumenice, ale sinoadelor locale, ale Sfinților Apostoli și ale unor Sfinți Părinți. Deci aceste reguli pastorale trebuie urmate, mai ales atunci când avem situații în care e nevoie să ne lămurim noi înșine. Duhovnicul trebuie să arate iubirea lui Dumnezeu Tatăl față de penitent, a mai afirmat Părintele Patriarh. Hristos este Cel care iartă păcatele, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. De fapt, el spune că Sfânta Treime lucrează toate cele sfinte în biserică, dar împrumută de la preot vocea și mâna. Vocea pentru a pronunța iertarea păcatului și mâna pentru a binecuvânta. Deci Hristos este Cel care lucrează prin preot cu harul Duhului Sfânt, dar așa cum este chemarea sfântă, fiecare duhovnic trebuie să arate iubirea lui Dumnezeu Tatăl față de penitent, lumina Evangheliei lui Hristos și căldura rugăciunii pe care ne-o dăruiește Duhul Sfânt. El trebuie să pomenească în rugăciuni pe toți fiii și fiicele duhovnicești care se spovedesc la el, iar cei care se spovedesc la duhovnic au datoria de a se ruga pentru duhovnicul lor ca Dumnezeu să îl întărească, să îl lumineze, să îl inspire atunci când îndrumă pe credincioși pe calea mântuirii. La final, toți clericii hirotesiți astăzi au primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel un molit felnic, o cruce de binecuvântare și cărți de teologie.